Hei, te salut, sunt Sorin Drache și îți spun bun venit pe canalul meu. Aici găsim în fiecare săptămână clipuri noi despre lumea tehnologiei și despre subiectele zilei. Acum am pentru tine un clip nou-nouț despre Huawei P10 Lite, adică un telefon lansat anul acesta care este foarte, foarte interesant din mai multe puncte de vedere. Acum ceva vreme am lăsat un clip pentru voi cu Huawei P9 Lite 2017 pe care îl poți vedea apăsând, bineînțeles, pe cardul de mai sus. Dacă ai văzut acest clip, cu siguranță te-ai întrebat dacă este acest telefon pentru mine și de ce aș lua P9 Lite 2017 și nu aș lua P10 Lite. Hai să discutăm pe scurt despre diferențele între cele două modele de telefoane de la Huawei și de asemenea vreau să vă spun că am fost cu acest telefon la Never See 2017 la Constanța și o să vă arăt ce știe să facă din punct de vedere poze, din punct de vedere filmat. O să fiți foarte impresionați așa cum am fost și eu. În primul rând, diferența cu care pornim este cea de procesor. P9 Lite 2017 are un procesor Kirin făcut de cei de la Huawei 655, în timp ce acesta, P10 Lite, are un procesor 658, tot Kirin, făcut tot de cei de la Huawei, care se descurcă ambele foarte bine. Justifică asta diferența de preț de aproximativ 2-300 de lei? Depinde. Aș spune că da, pentru că, în primul rând, în momentul în care ți-ai un telefon de genul acesta, te gândești, poate, la un moment dat, să îl pui la vânzare peste un an sau doi, atunci când îți reînnoiești abonamentul sau atunci când pur și simplu te plictisești de telefon. Și atunci, da, se justifică diferența asta de bani. Unde mai avem o diferență foarte notabilă între cele două modele? Ei bine, la camera de pe față. Avem două camere de 8 megapixeli pe ambele modele, însă acesta, P10 Lite, are o cameră de 8 megapixeli cu autofocus. Asta înseamnă că în momentul în care vei ține camera sus, așa cum știm să facem toți selfie-uri, și te vei pregăti să apeși pe declanșator, deja telefonul va avea subiectul în focus. Spre deosebire de acest model, P9 Lite 2017 nu are așa ceva și atunci va trebui să te joci un pic cu partea de focus până ți iese poza mai bine. O altă diferență ar fi la partea de stocare. Bineînțeles că ambele telefoane vin cu slot de card microSD și poți să-ți pui pozele și clipurile în siguranță acolo, dar poate n-ai bani destui în momentul în care faci achiziția și trebuie să știi că telefonul acesta, P10 Lite, vine cu 32 de GB memorie din standard, în timp ce P9 Lite 2017 vine cu 16 GB din cutie. La partea de memorie RAM nu există absolut nicio diferență, cel puțin la modelele pe care le-am văzut eu la vânzare pe site-urile din România, ambele telefoane vin cu 3 GB de RAM, ceea ce este mai mult decât suficient pentru aplicațiile de zi cu zi, pentru Facebook, YouTube, Messenger și chiar un pic de gaming în limitele bunului simț, bineînțeles. La partea de ecran avem același panou IPS LCD de 5,2 inch de foarte bună calitate, ceea ce ar trebui să te bucure pentru că acest panou și-a dovedit deja standardul înalt în ceea ce privește ecranul pe care îl privești, aș zice eu, câteva ore bune pe zi, atâta vreme cât, bineînțeles, ești cu ochii ațintiți în telefon. Și să ne întoarcem puțin la partea de cameră, ei bine, în ceea ce privește filmatul, ambele filmează Full HD, însă P9 Lite 2017 filmează până la 30 de frame-uri pe secunde, în timp ce P10 Lite filmează până la 60 de frame-uri pe secunde. Pe românește și pe foarte scurt ce înseamnă chestia asta, fluiditatea imaginii va fi mult mai bună în momentul în care filmez cu P10 Lite. Am vorbit despre diferențele dintre cele două modele și în clipul anterior despre P9 Lite 2017, mai vreau să vă spun doar atât despre P10 Lite. Ei bine, este un telefon care este construit foarte, foarte bine. La parte de baterie nu există absolut nicio diferență și ambele telefoane vă vor duce o zi lejer. La partea de construcție, dacă la P9 Lite 2017 aveam un senzor de amprente rotund, circular, ei bine, la acesta este în formă pătrată și avem și aici o carcasă de metal combinată cu față și spate din sticlă de foarte bună calitate. Vreau să vă spun că și acest telefon a fost pe la foarte mulți blogger și vloggeri
la foarte multă lume care a făcut review și arată în stare impecabilă, chiar dacă are câteva luni de folosire intensă. Are și LED de notificări, ceea ce mă bucură foarte bine și vă spuneam că m-am obișnuit cu chestia asta. Ambele telefoane, și pe 9 Lite 2017 și pe 10 Lite, vin cu Android 7.0 din cutie și cu MIUI 5.0, ceea ce este foarte, foarte ok și sincer m-am obișnuit deja foarte mult. În momentul în care iau un Huawei în mână, deja știu primele lucruri pe care vreau să le schimb și știu ce-mi place și nu trebuie schimbat niciodată pe un astfel de telefon. Huawei pe 10 Lite vine și cu suita preinstalată de la Google. Asta înseamnă că o să avem aplicațiile deja instalate: Gmail, YouTube, Google Drive, Maps, Play Music, Photos, chiar și Google Duo pentru cei care sunt obișnuiți cu astfel de aplicații de genul FaceTime, ca să zic așa. Pe lângă asta, o funcție care mie mi-a plăcut foarte mult este cea de dublu clic pe butonul de volum jos. Dacă apăsați de două ori pe butonul acesta, cu ecranul închis, bineînțeles, ei bine, telefonul se deschide și mai mult decât atât, face și o poză în timp record, adică în o secundă și un pic. Dacă la alte telefoane, de exemplu, trebuie să apeși de două ori pe butonul Power sau de două ori pe butonul Home ca să deschizi camera și abia apoi să apeși pe declanșator, ei bine, pe P10 Lite trebuie să apeși de două ori pe butonul de volum jos și să ia o poză instant. Bineînțeles că dacă tot am vorbit de MIUI, trebuie să vă spun că aveți deja niște lucruri cu care Huawei ne-a obișnuit, de exemplu aceste teme care se pot pune peste Android și pot personaliza telefonul foarte, foarte ok. Pe lângă asta avem un Phone Manager unde putem să golim din cache sau din memoria RAM atunci când simțim că telefonul nu performează așa cum ne-am dori. Avem de asemenea și o listă de numere blocate pe care putem să le presetăm sau de mesaje de la oameni care ne enervează și cărora nu vrem să le răspundem. Tot aici avem și un antivirus preinstalat pe telefon și bineînțeles foarte multe lucruri legate de baterie, pentru că avem foarte multe moduri care ne vor ajuta să ducem viața bateriei până la extrem. Adică dacă sunteți mai cumpătați cu folosința telefonului, puteți să ajungeți folosind Power Saving Mode de pe P10 Lite până la aproape 2 zile. Mai avem de asemenea un senzor de amprente care mie îmi place foarte mult. Am lăudat senzorul de amprentă din telefoanele Huawei de fiecare dată când am avut ocazia, pentru simplu motiv că se comportă foarte, foarte ok. Îmi place de asemenea faptul că butonul de power, acesta de pe lateral, are o textură foarte ușor de recunoscut, adică pot să iau telefonul în mână chiar și cu ochii închiși și să îl deschid folosind doar partea asta texturată, deja știu pe ce am pus mâna. Ca să nu o lungim foarte tare cu această prezentare, nu este un review, este mai mult o prezentare. Hai să vă arăt pozele și clipurile pe care le-am făcut la Never See. Sper că o să vă placă și vouă și o să vă dați seama de ce am lăudat atât de mult P10 Lite.
v-am convins și sper că v-a plăcut și vouă acest clip. Nu uitați să dai un like și un share ca să vadă și prietenii tăi despre ce am discutat noi astăzi și bineînțeles aștept în comentarii să-mi spui dacă ți-ai luat deja un P9 Lite 2017 sau un P10 Lite sau de ce nu un P10, flagship-ul celor de la Huawei. Eu sunt Sorin, îți mulțumesc mult că ai fost alături de mine și de această dată, te aștept bineînțeles și la următorul clip și îți urez toate cele bune. Salut! Pa!